Ne puteți spune de ce în vremuri de criză să dau 280 de milioane de euro pentru acest mega laser? Încă o dată, vă rog, nu am înțeles. Ne puteți spune de ce în vremuri de criză să dau 280 de milioane de euro pentru acest proiect științific și nu să dau pentru salarii, pensii, indemnizații pentru deci, oameni? Cred că trebuie aici să fim extrem de atenți cu ceea ce vehiculăm ca mesaj public. Dacă astăzi suntem în situația să luăm aceste măsuri extrem de dure, este pentru că în trecut România nu a investit în ceea ce trebuia să investească. Tocmai pentru a nu cădea și pentru a nu avea exact această problemă peste 10 ani, astăzi România investește în alte tehnologii. Mai mult decât atât, această investiție este făcută, va fi făcută din fonduri europene care sunt destinate, acestui tip de activități. Dimpotrivă, nu se ia pentru o astfel de investiție din buzunarul nimănui, ci dimpotrivă se pune în viitorul României, se pune în viitorul resursei umane din această țară, care în viitor, datorită acestui tip de investiții, nu va mai merge în Europa pe post de căpșunar, ci va merge în Europa pe post de om de știință. Să înțeleg că acest laser va scoate România din criză și vom trăi toți fericiți. Nu, să înțelegeți exact ceea ce am spus, pentru că de obicei, cam asta trebuie înțeles, ceea ce se spune, să înțelegeți că acest laser, această investiție în știință, este parte a construirii viitorului României, este parte a integrării României în circuitul de valori a cercetării științifice și este o investiție, este un lucru care este extrem de pozitiv pentru România. Răzvan Radulescu. Și cu care, o clipă vă rog, și cu care cu certitudine România se va putea mândri oriunde în lume.